Salutare YouTube, salutare dragii mei subscriberi. Înainte de a continua cu acest episod, trebuie să vă spun că dacă nu ați apăsat încă butonul ăla roșu de sub clip în care scrie subscribe, ar cam trebui să o faceți. Dar asta doar dacă sunteți în următoarele 3 situații. 1. Dacă vă place canalul. 2. Dacă vă doare în cod de acest canal. 3. Dacă chiar nu vă place canalul. Dacă vă încadrați într-o altă categorie, vă rog să specificați în comentarii pentru a completa la rândul meu lista enumerată anterior. Ok, despre ce este vorba astăzi? Despre o întâmplare care în capul meu sună amuzant. Aceasta s-a consumat, bineînțeles, în timpul frumosului și nobilului job de taximetrist în Anglia. Știu că talentul meu de povestitor este low, 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 dar voi încerca să vă induc trăirile mele cât voi putea de bine. Era o zi normală de primăvară în Anglia, adică știți voi, ploaie, 5 grade, oameni nervoși că weekendul este foarte departe, adică da, era marți. Eu eram parcat sub un copac gigantic și scrolluiam Facebook-ul în căutare de nimic. Bănuiesc că știți cum e, o să dau vina pe dependență. Ploaia era mocănească, măruntă și continuă, iar printre picurii de apă căzuți începe parbriz și-a făcut apariția un gigantic etat de pescăruș. Mi-am scos repede praștea din torpedo, am găsit un petroi pe jos și în câteva secunde eram afară în ploaie gata să mă răzbun. Pescărușul era pe o cracă deasupra mașinii mele și îmi fixase o privire de aia sfidătoare. Nu ai curaj, ploaie, parcă îmi zicea el. Așa eu nu prea aveam curaj, iubitorii de animale sunt peste tot în UK, iar eu oricum nu aș fi putut face asta. Am încercat să transform această întâmplare în ceva pozitiv. Ia să vezi că m-a umplut vaca asta zburătoare de noroc. Să vezi cum vine cursa lungă și bănoasa acușica. Și nici nu termin să mă gândesc la restul acelei zile care avea să fie glorioase, pentru că un pescăruș și-a împrăștea norocul pe mașina mea, că se și aude sunetul frumos al jobului. Lirele erau la o atingere de ecran de stanță. Apăs, iau jobul. O chema India și mergeam în Stoke. Ce este Stoke-ul? Gândiți-vă la o zonă rău famată din orașul vostru și taram, aveți imaginea Stoke-ului. Despre nume ce să mai zic? Și noi avem specimene care au prenume ce conțin cifre. Știți voi, Q6, Q5 și așa mai departe. Am ajuns la locul de întâlnire. O văd, se uită în ochii mei și mă face să înghit în sec. Spun o rugăciune rapidă și sper să se împiedice și să cadă în nas, pentru că eu am timp să fug. Da, ai ghicit, nu s-a împiedicat. A ajuns la mașină și a întrebat, India? Nu, România, p***a mea, răspund în gândul meu. Văzându-mă blocat, India nu a mai așteptat să-i răspund și intră în mașină. Cum unde? Pe locul de în față. Ce credeai? Am încercat să găsesc o poză pe net care să se apropie de imaginea ei, dar după cum vedeți nu prea am reușit. Hai să încerc o descriere, va trebui să vă puneți imaginația la încercare. Era schiloadă, păr căcăniu despicat, plouat și nearanjat, 1,5 metri înălțime. Purta un palton de la ca din Matrix, care i-a turnat vreo 30 de centimetri pe jos. Hanoracul era negru, bineînțeles că avea glugă, blugi largi, de rapper, negri, presărați cu pete maro de jeg. Toate astea veneau la pachet cu un miros de la de butoi, butoi care a stat vreo câțiva ani în beci. Deja regretam amarnic că nu l-am țintit pe nenorocitul ăla de pescăruș. În fine, la un moment dat mă întreabă, știi de unde pot cumpăra prezervative? Wow! Instant, gândul mi-a luat o razna și mă gândeam, deci asta se f***tate și se poate înmulți? Nu puteam să-i răspund, creierul meu bolnav încerca să facă loc unei imagini de groază în capul meu, o imagine în care cineva făcea sex cu India. Cum poate arăta acel bărbat? Acum tot ce vedea era un semnul întrebării, exact un semnul întrebării, ce o călărea pe beata schiloadă. A început să vorbească la telefon și a dat pe speaker. La celălalt capăt al firului era nimeni altul decât semnul întrebării. A asigurat-o că nu are prezervativ, dar că nu vor avea nevoie, că știe el ce face. Jur că am vrut să sun la 112 și să le zic că ăștia doi aveau să se înmulțească și că planeta Pământ este în pericol. În fine, am ajuns la destinație. Acolo o aștepta prințișorul, ce ziua arăta ca un porc. Probabil că noaptea își dădea haina de porc jos. În fine, el trebuia să plătească. Avea o cutie de pizza într-o mână și o felie în cealaltă. Mesteca repede cu gura deschisă și fărnituri cu bulion în jurul botului. Mă întreabă cât? Îi spun 7 lire. Îmi dă banii și îmi face cu ochiul. Da, coi te-ai scos, îi răspunde într-o zi. Și am plecat repede, cât mai repede de stoc. A trecut întâmplarea, a venit weekendul, vine seara, ora 7 PM. Treaba trebuia să meargă ca unsă. Vorbeam cu Vârnă la telefon și primesc job. Era de la un local din centrul orașului până în stoc și înapoi. Pe semne că băiețașul își uitase ceva acasă. În timp ce conduceam spre acel local, îi povesteam despre întâmplarea cu schiloada. Pentru că puterea atracției funcționează cu precizie de ceasuri mecari, soarta mea da să mă sacă. Cine mă aștepta? Și venea spre mașină cu viteză și grohăind. Cine altcineva decât cel care în urmă cu doar câteva zile a făcut-o fericită pe India. Alături de el, încă 2 porci mai slabi, la fel de gălăgioși. Dar acum vine partea frumoasă. Partea în care am reușit să înregistrez ceea ce s-a întâmplat în mașină. Circulă un clip pe YouTube și Facebook, acesta a devenit viral și sună cam așa. Ei, eu nu am pretenția că băieții ăștia să sune la fel de bine, întrucât nu este nimic pregătit sau regizat, totul s-a întâmplat spontan, iar microfonul camerei cu care am filmat are o calitate extrem de proastă. Îmi pare rău că nu am reușit să-i și filmez, dar eu sper să vă bucurați de audio, pentru că eu chiar am făcut-o fără niciun fel de mișto acum. S-a dovedit că porcul era un rapper local și mi-a făcut un live în mașină de care eu m-am bucurat la maxim. Acum chiar sunt bucuros că am avut ca clienți. Și hai să nu mai lungesc, enjoy the sound!
There you go, kid. Back there, you use it. We're ready for the bag and toy. Go, go, go. DJ, hold up. All day, I'm in the bag, in the gap, in the gap, rock down, we'll be out, in the gap, in the gap, right now, we're back to time. Go, first, we're still alright. Go, king, go, DJ. No, we'll be out, in the gap, right now, we'll be out, in the gap, rock down, we'll be out, in the gap, in the gap, that's top part. Top top with a multi parade. Top top with a big song. We time, we come in, let's go. I came up in the city words when he never thought I'd be a rapper. Now make that for sure. Yeah, yeah. Get one, two, hop, turn, 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 and make sure. We got the whistle out with my boy Melody. Picking up the song, you know we're rocking it with me. We're picking up the vibe. Hop, turn, hop, turn, smoky coming live. Yeah, I'm in the motivator. Hop, turn, I mean the death to you. When I say Jack, you know I'm just begun. I'm standing on the tap, my seat with a mic, Jack, one. With a mic, Jack, one, with a mic, Jack, two, nine. Everything has a reason, so please step back and listen. I tell you all about my life, it's been a constant mission. Yes. I've been on the drugs, don't you think I've been fucked? I think I'm a fool, you know me. Stimulator, motivator, you're the villain. It's been a bad day, What's up with the battery vine? What's good up, full man? We're picking up the battery vine for hard time. We're the crew, now we give one to the battery. Everybody listen up, but this is how we go. Yeah. So when this thing go, you know we go, you know they know. When this thing go, you know you're tripping out your feet. Hold tight, the taxi driver, I'm sitting with me. Hold tight, yo, sweetie, we're serving up the call. Hold tight, Ring it up, come on. Everybody listen up, you listen up for score. Listen up for the bossy, be for the bossy, check it out. Be for the bossy, oh my god, hold tight, right now. Everybody in Plymouth, get your hands up in the fucking air. Are you ready? Get your hands up, get the ceiling. Everybody we can bust it, everybody we can feel it. Get your hands up to the sky. My name is Jesse Hall, I can't deny. Ready for the weekend, yes I am. Got my session, got my plan. Got my plan, we're gonna be. Cause this is Friday, everybody. Everybody, Friday, yes you know the score. We're picking up this and we're about to deck it all. We got the rhythm on, we jack no fever. This is the MC Taxi Driver! Yes, Taxi Driver! Yeah, we got the mic outside now. Hold tight, hold tight, hold tight.